referendum. Măcar ceea ce face în ultimele zile, care e la limita trădării, spun juriștii, doamna Nicolae, ce face cu acoperitul și care nu putea să nu mi-aduc aminte ce spunea Teodor Meleșcanu, că i-a cerut lista în caz că vrea să mai refuze câte un ministru, în caz că mai vrea ceva, mi-a adus aminte de celebrul moment unic, de altfel, cu fișa profesională în cazul dumneavoastră, ar merita sancționat măcar ca emblemă, măcar ca simbol împotriva lui Traian Băsescu. După părerea mea, Traian Băsescu își dorește o suspendare în momentul de față, pentru că asta i-ar permite o implicare în campania electorală, dar nu a mai avea de-a face cu campania electorală, de la care cred că România așteaptă ceva, cel puțin de la această campanie electorală, o desprindere de Traian Băsescu. Suspendat fiind, Traian Băsescu va încorpora campania, dezbaterea în campania electorală în același tip de dialog pe care l-am avut 10 ani. Deci, în opinia mea, cred că Traian Băsescu nu trebuie suspendat din punct de vedere constituțional, trebuie ignorat public. Nimeni nu mai are de ce să mai vorbească de Traian Băsescu în momentul de față. Campania electorală o va face indiferent că e președinte și cu atât mai mult dacă va fi suspendat. Deja, da. Întotdeauna acțiunile lui au fost la limita constituționalității și a mandatului de președinte și, în opinia mea, în momentul de față, o suspendare în plan constituțional nu și-are rost. Cred că cei care candidează... Și ăsta e mesajul pe care l-ați primit inclusiv la Bruxelles, vă întreb. Nu, Bruxelles nu este preocupat de Traian Băsescu și de România. Bruxelles se ocupă în momentul de față de construcția Comisiei Europene. Săptămâna viitoare încep audierile, vor fi numeroase dezbateri, sunt destul de multe contestări, inclusiv cu arhitectura pe care președintele Juncker și-o dorește. Această formulă cu vicepreședinții care au în portofoliu coordonarea unor mandate de comisar, a unor domenii, creează destul de multe probleme, pentru că, de fapt, arată începutul unei Europe pe două viteze. Principiul colegialității și al competenței unui comisar poate fi influențat de atribuțiile pe care le are un vicepreședinte al comisiei și el comisar. Deci toate acestea sunt dezbateri care ignoră total România și, în plus, situația securitară, Scoția și toate fenomenele de separare fac din România un nesubiect pentru Bruxelles. Așa că vom fi probabil ignorați, ne vor mai atenționa o ambasadă sau alta, dacă mai sunt ambasadori prin țară sau însărcinați cu afaceri, dar nimic mai mult. Cred că această campanie, ca să încheie odată disputa de tip Băsescu, epoca Băsescu, trebuie să aibă totuși o altă ținută. Și asta se poate face de către toți candidații implicați în scrutinul prezidențial, ignorându-l pe